Elevii au reacționat vehement la ideea ministrului educației de a-i trimite la școală chiar și în scenariul roșu. Consiliul Național al Elevilor a transmis un comunicat în care sugerează inclusiv faptul că ar trebui întrebat și părinții ce părere au. Cu detalii vine colega mea, Andreea Neacșu. Andreea, ce argumente aduc totuși elevii? Bună seara, Marius. Elevii spun că ar fi supuși unui risc major în cazul în care ar trebui să meargă la școală, asta deși localitățile lor ar fi în scenariul roșu. Asta înseamnă că ar fi peste 3 infectări cu COVID-19 la 1000 de locuitori. Din acest motiv îi cer ministrul educației să renunțe la această idee sau măcar să se consulte cu părinții și cu elevii pe această temă. În comunicatul lor, elevii mai menționează că s-au făcut verificări la 750 de unități de învățământ pentru a se stabilit dacă respectă regulile igienico-sanitare impuse de pandemia de coronavirus și s-a constatat că în jumătate dintre acestea nu sunt respectate nici măcar cele de bază. Mă refer aici la apă curentă, la săpun sau la hârtie igienică, iar în 43% dintre unitățile de învățământ nu ar fi respectate, nu ar fi aerisite și nu ar fi dezinfectate sălile de clasă în mod corespunzător. Este primul episod în care elevii au contradicții cu oficialii din Ministerul Educației. S-a mai întâmplat odată la începutul anului școlar, în august, atunci când elevii acuzau că nu s-au luat suficiente măsuri pentru ca ei să fie în siguranță, nu se respectă distanța de 2 metri între bănci și îi acuzau pe oficial că au avut totuși 3 luni la dispoziție pentru a lua toate măsurile necesare.